Miercul seara, în jurul orei 21, s-au stins luminile în jumătate de municipiu. O avarie la rețeaua electrică a făcut ca de la zona Grădiște și până Bișoi, inclusiv zona centrală, să rămână în beznă. Autoritățile locale au apelat la reprezentanții societății furnizoare, iar răspunsul a fost sec. Acela că există o avarie importantă și că mai multe echipe sunt în teren pentru remedierea acesteia au apelat la rețeaua de rezervă pentru a da drumul electricității, dar oamenii au avut curent după ora 21 și 30 de minute. Primarul Elena Lasconi a afirmat că a pus problema stâlpilor și a rețelei care a trebuit mutat în subteran tocmai pentru că astfel de situații să nu se mai repete, numai că nu a găsit deschidere de la societatea de distribuție a energiei electrice.